stai, dacă nu dai acum pe butonul de like și nu te abonezi cu clopoțel, o să ai 10 ani de ghinion, așa că eu zic să... Dați like la The Marius. Salutare toată lumea, eu sunt The Marius și bine v-am găsit la un nou episod pe acest meu canal YouTube. Dar înainte, nu uitați să apeși acolo pe butonul de like, bă, dar toată lumea care mă aud de momentul de față, bă, toți, bă, toată lumea și tu care te uiți acum, apasă pe butonul de like să reușim să facem cât mai multe în episodul de astăzi. Deci dați like toți. În episodul de astăzi o să vorbim despre Stumble Pass, adică cel nou băieț care se lansează peste două zile. Și vreau să-mi scrieți în comentarii ce credeți voi că o să apară în următorul Stumble Pass, emote sau specială gratis sau amândouă. Scrieți chiar acum în comentarii și poate dacă voi, bă, poate unul dintre voi chiar ghicește și o să veniți înapoi la acest videoclip peste două zile și o să ziceți: Marise, eu ți-am zis în comentarii, bro, uite dovada. Deci scrieți în comentarii ce credeți că o să fie, emote, specială sau amândouă. Deci scrieți în comentarii. Bun, hai să deschidem și noi treburile astea să vedem. Ieri nu am postat din cauza că am luat și o mică vacanță de o zi, să stau și o liniștit, băieți. Deci de asta n-am postat ieri, că mi-a scris pe Discord că de ce n-am postat. Uite de asta. Ok, hai să deschidem, nebunia nebunilor. Pa, nu cred. Stop. Hai, bro. Nu pot să cred, brodere. Nu pot să cred că mi-au așa schem pe față. Haide, bro. Haide, brodere. Hai, bă, nu puteți să te duci pe la rar, bă. Cât am? 30? Aia zic. Avem? Avem? Unde suntem? Hop. Oh, bine. De aveam Stumble Pass-ul, băieți. Haide. Și ceva nebunie, ceva nebunie. Nu, Cristiano Ronaldo. Bă, nici Cristiano Ronaldo. 3 cu 3, las că e bine, băieți. Bun, hai să vă explic, băieți, ce putem să vedem în următorul Stumble Pass. În următorul Stumble Pass, cineva a făcut un concept în care îl avem pe Spider-Man în Stumble, guys. Ce părere aveți dacă ar apărea Spider-Man în Battle Pass? Bine, Battle Pass e Stumble Pass, dar tot ai, tot aceeași legătură au și nu mă bag în meci, nu știu de ce. Deci să bage efectiv în Stumble Pass pe Spider-Man. Ok? Și acum voi veniți cu părerile în comentarii. Ați acceptat să bage Spider-Man în joc, dar să nu bage emote. Da sau nu? Scrieți în comentarii. Bă, ar fi tare să fie doar Spider-Man, gen fără... Să nu mai fie altceva. Dar rămâne de văzut, băieți. Rămâne de văzut. Mamă, cum a ajuns aia, bro? Ok, ok. Cred că piciorul ăsta o să-l iau și eu, băieți. Când o să mai apară piciorul, o să-l iau și eu. Pentru că este insane piciorul. E insane că pot să mă mișc mai repede. Cu o milisecundă. Îți am reușit, băieți. Suntem puterea României. Hop. Și îți. Bine. Ce ai făcut lui brother, bro? Nu pot să cred. Ok, hai că am reușit și noi. Bă, și asta vreau să vă zic. Ați văzut și voi în thumbnail acel Spider-Man cum arată în Stumble, guys. Deci arată destul de interesant. Am văzut că videoclipurile horror vă plac destul de mult. Vă uitați la ele, vă plac episoadele cu horror. Mulți dintre voi a zis că doar copiii... De exemplu, un băiat a zis doar copiii de între 3 și 8 ani cred asta. Dar ce e de crezut, bro? E o poveste horror, bro. E... ceva de să intri în povestea, gen, să intri în faza aia de poveste, de horror, de imaginație. Nu e vorba că e adevărat sau nu, bro, e doar să te distrezi. Dar nu, asta e, dacă brotherii cred că... Bă, ce se întâmplă, bro, nu pot să sar peste asta. Haide, bro, haide, brodere. Ui, what? Bă, e buguit rău ăsta, băieți, e buguit rău, vă zic. Vă zic sincer că e buguit rău. Mamă, bă, câte am luat, băieți. Ușa aici, hop, 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 hop. Imediat, locul 3, imediat. O ia, uită. Hăț, hăț. A, pe de aici farmăm, băieți, deja suntem locul 1. În lume, gen. Ok. Mamă, bă, enervante sunt astea, bă, câte vin. Bă, 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 băiatule. Nu, 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 iei tu astea, bro. Le iau doar eu, brodere. Le iau doar eu. Ok, locul 1, numai 1. Sunt mereu pe locul 1. Nu dau un pas înapoi. Și nu cad pe locul 2, băieți. Vai, ce schimb am făcut la ea. Hop, opa.
Ce e la băieți? What? Când ne dă ăla? A, s-a dus. Cât dă ăla băieți? Și de ce nu l-am luat, că am intrat în el? Ok, a fost puțin dubios. Ok, încă suntem locul 1 cu 60 de coinuri. Vreau să-mi scrieți în comentarii, chiar în momentul de față, că-s curios rău de tot, câte ați adunat cel mai multe, câte coinuri ați avut cel mai mult, în total. Scrieți chiar acum în comentarii, dar scrieți toți, că chiar-s curios să văd câte puncte ați adunat voi, în total, la ăsta. Cel mai mult dintre... De când vă jucați Stumble Guys? Scrieți acolo câte ați făcut. Cred că ăsta e recordul meu, băieți, 80. Mai sunt câteva secunde. Bine că nu suntem mulți aici, de asta zic că am făcut așa multe. 80. Hai, nu 85 dacă se poate. 86, 87, 87, băieți. Asta zic. Bun. Bineți. Banii. Două locuri în mașină ca milionari. Nu știu ce mă apucă, băieți. Foamea asta, băieți, știi ce zic? Oh, vedeți că e bine mapa? Hai să vedem dacă putem să câștigăm pe ea. Uite-l pe Gabi. Pazei că unul de aici are pumnul ăla șmecher și nu vreau să mă ocup cu... Gata, nu mai are. Ba da, uite și el băiatul ăla are. Ce zici, brodre? Hai de la joc. Să ne fie cu noroc. Hăți? Oh, ce se întâmplă, my brother? Hop. No. Come stai cu boboruza, brom? Opa. Ok, du-te, bro. S-a dus. Hai, mori. Nu cred că n-a murit. Gabi! Haide, brodere, hai la joc. O muri, Gabi. Mamă. Hăți. Nu pot să cred. Sunt victorios. Sunt victorios! Și toată lumea în comentarii. Și... Aia zic, bă, suiurile în comentarii, băieți. Și... Bine! Ați văzut? Gameplay. Deci doar profesioniștii se pot juca acest joc la puterea unde mă joc eu. Deci nu uitați să apăsați pe butonul de like, băieți, pentru acest gameplay. Hai să acceptăm și pe cineva de aici. Am uitat să mai dau reject la astea, din videoclipul trecut. Hai să luăm Diamond OP. Accept. Hai să acceptăm doi, că n-am dat nici ieri. Uite, la tonelită. Felicitări, brotherilor. Bine ați venit în comunitate. Și da, cam asta am vrut să vă prezint în acest episod, să vă zic de ideea cu Spider-Man. Știu că a fost o chestie foarte micuță, dar e important să știți de această chestie cu Spider-Man, pentru că se apropie Stumble Pass-ul nou și poate o să fie gratis, hai că o să fie gratis, dacă e, poate pe o lună, două. Deci da, eu am fost de mare, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați și toate lucrurile astea, mergem și noi către 40.000 de abonați, așa că noi ne auzim data viitoare, pa, la!